Spiritual suntem în comuniune cu mulțimea mare de credincioși care s-au adunat la Iași să o sărbătorească pe preacuvioasa Maica noastră Parascheva. Slujbele și pelerinajul de acolo va culmina mâine cu Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Acum noi, în aceste seri de cateheze, tocmai la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie ne referim. Vă aduceți aminte, n-aș vrea să fiu plictisitor, vă aduceți aminte că Sfânta liturghie, cea mai importantă slujba noastră, de fapt, două lucruri sunt pe primul plan în ce privește atașamentul nostru spiritual. Sfânta liturghie și Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură și Sfânta liturghie. Deci, începând cu timp în urmă, catehezele cu Sfânta liturghie, vă spuneam atunci și repet, în mare, Sfânta liturghie e alcătuită din două părți. Prima parte, liturghia așa numită a catehumenilor, pentru că la ea participau păgânii care doreau să se încreștineze. Prima parte așa se cheamă, liturghia catehumenilor, iar a doua parte, liturghia credincioșilor. Liturghia credincioșilor, care începe atunci când spune preotul, când spune diaconul, cei chemați ieșiți, cât suntem credincioși, iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Acum, în prima parte, care e liturghia catehumenilor, sau liturghia cuvântului. Caracterul este preponderent învățătoresc. Cântăm noi acolo trei antifoane, dar e importantă citirea Apostolului, citirea Sfintei Evanghelii și predica pe care o ascultăm cu atenție. Acum, a doua parte a liturghiei, vă spuneam că începe cu rugăciune pentru credincioși, cu o ictenie întreită frumoasă. Ziceam duminica trecută că atunci când înaintăm înspre miezul liturghiei, cântăm Heruvicul. Și în el zicem, noi care pe Heruvim cu taină îi închipuim, noi, dumneavoastră, toți, îi preînchipuiți pe Heruvimii lui Dumnezeu din ceruri. Ce lucru mare! Și apoi, trecând Heruvicul, va urma un moment din liturghie pe care îl vedeți cu toții. Vohodul cel mare, înaintea vohodului celui mare, se și cădește biserica și citește preotul o rugăciune frumoasă. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să slujească liturghia ta. Nu este vrednic, dar ne rugăm lui, cu marea lui milostivire, să ne ierte și să ne îngăduie să-i slujim Sfânta liturghie. Și apoi am zis că urmează acest moment, vohodul mare, când slujitorii iau darurile pe care dumneavoastră le-ați adus de la încăperea numită proscomidie și ies prin Sfânta Biserică pe soleie să fac câteva pomeniri și se intră triumfal în altar și darurile se pun pe Sfânta Masă. Acum Sfânta Masă trebuie să știm că preînchipuiește mormântul Domnului și rugăciunile
pe care le zic preoții, ne amintesc de lucrul acesta. Tainic, viața Mântuitorului și răstignirea Lui a fost pomenită și la proscomedie, când preotul pregătește prescura și vinul pentru liturghie, dar acum, la Văhodul cel Mare, darurile sunt puse pe Sfântul Altar și Sfântul Altar preînchipuie mormântul Domnului. De aceea, să zic în taină și aceste tropare, unul dintre ele, Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luând preacuratul trupul tău, cu giurgiu curat înfășurându-l și cu mirezme, în mormânt nou l-a pus. Sau atunci când se cădește în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Fiul ai fost. Deci preînchipuie Văhodul acesta mare, preînchipuie procesiunea pe care Iosif cu Nicodim au făcut-o luând trupul Domnului de pe cruce și așezându-l în mormânt nou. Acum, după acest moment, apoi, nu va mai fi mult până când, efectiv, se va invoca Duhul Sfânt, care se va coborâ și la rugăciunea preotului va preface prescura și vinul în trupul și sângele Domnului Hristos. Însă, despre momentul acesta, duminica viitoare. Am zis că momentul acesta, care preînchipuie punerea Domnului în mormânt, sunt aduse darurile pe Sfânta Masă și, tainic în altar, preotul și citește o rugăciune. Iată, vă zic cu glas tare eu, frăților voastre. Doamne Dumnezeule Atotțiitorule, Cel ce singur e Sfânt, care primești jertfă de laudă de la cei ce se cheamă pe Tine cu toată inima, primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și o du la Sfântul Tău jertfernic. Fă nevrednic a aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Și ne învrednicește să aflăm har înaintea Ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășuiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce ți-am pus înainte și peste tot poporul Tău. Cu îndurările unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și Zviață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. V-am mai citit și de altă dată, dar vă citesc acum. Atunci, în prima perioadă creștină, cei botezați credincioși erau tare râvnitori. Și Sfântul Pavel, în prima epistolă către Corinteni, pe scurt, ne rezumă Sfânta Liturghie. În capitolul 11, începând cu versetul 23, căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat și vouă, că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine și, mulțumind, a frânt și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Aceasta să face spre pomenirea mea. Asemenea și paharul după cină, zicând, acest pahar este legea ta nouă întru sângele meu, aceasta să faceți ori de câte ori veți bea spre pomenirea mea. Căci de câte ori veți mânca pâinea aceasta și veți bea acest pahar, moartea Domnului vestiți până când va veni. Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul acesta cu nevrencie,
va fi vinovat de trupuri și de sângele Domnului, să se cerceteze însă om pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar. Acum această cercetare se finalizează, așa cum știți, frățiile voastre, printr-o bună spovedanie. Așadar, Vohodul cel Mare, aducerea darurilor de la proscumidie pe Sfânta Masă, simbolizează luarea Domnului de pe cruce și ducerea Lui în mormânt nou de către Iosif și Nicodim. După ce vom zice împreună o priceasnă din cartea părintelui Ștefan Anagnostopoulos, vă voi citi o altă întâmplare duhovnicească care stăruie asupra importanței pe care o are pentru noi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Și acum relatarea părintelui Ștefan. Începând, el se referă la un pusnic care înainte cu mulți ani mi-a descoperit următoarele. Începând imnul Heruvim, părintele meu împreună cu mine, plecându-ne trupul și spunând rugăciunea cu evlave și cu frică multă, o cunoaștere dumnezeiască adâncă, curată și mai presus de simțuri, mi-a luminat sufletul încât să pricep în chip negrăit tainele lui Dumnezeu neatinse. Sfânta Masă devenise locul lui Dumnezeu, altarul ceresc, unde inima curată și înflăcărată a preotului este învăluită în lumina dumnezeiască fără de început. În același timp, sunetul dulce al cântărilor, puterile cerești preamărind neîncetat înfățișarea milului înjunghiat, ne înălțau pe aripi de duh. O, tu, preotule, slujitor al liturghiei Dumnezeie de pe pământ, te numeri prin puterea dumnezeiască împreună cu slujitorii desăvârșiți ai cerului. La această sfântă taină și în acest moment vei simți că trăiești lumina și strălucirea pură împreună cu aceea umplută de lumina iubirii treimii a jertfelnicului ceresc. Martori oculari povestesc că în timpul Vohodului acesta era susținut de îngeri, pentru că în câteva rânduri, din cauza slăbiciunii, stătea să se prăbușească. Altădată, din cauza istovirii și a slăbiciunii trupești, a fost ajutat de creștini care l-au susținut tremurând de sub soară, unul de-a dreapta, altul de-a stânga, ca să poată încheia Vohodul. Creștinii care l-au sprijinit au simțit, fără să vadă, flacăra cea sfântă. Și ca o confirmare certă a trăirilor lor, după săvârșirea Sfintei Liturghii, bătrânul preot își scotea veșmintele, felonul, epitrahirul, brâul, mânecuțele și le punea peste creștii. Iar acea minune a minunilor scoțea flăcări și lumina fără să ardă cineva. Ieșea din ele o căldură dulce, fără sfârșit, și o răvârșare luminată de har. Creștinii le sărutau, le îmbrățișau, le atingeau de părțile trupului care sufereau.
nu trebuia nici mai mult altceva, căci avea veșmintele pe care le înfășurau în jurul gâtului, acopereau sau atingeau fețele cu ele și se umpleau de bucurie, preamărind pe Dumnezeu pentru darurile pe care le revărsa peste ei.